Sunt voci în Partidul Social Democrat care susțin că ar trebui să intrați la guvernare în acest moment? PSD-ul este un partid mare, cu un partid viu, cum se spune de multe ori, în care nu există și nu poate să existe și nu-i firesc să existe o unanimitate. Există opinii de un fel și de altul. Există, sigur, și calcule politice, dar care au la bază, până la urmă, și interesul, în primul rând, administrativ, pe care oamenii, mai ales primarii noștri, în zona periferică, dar în sensul nu a importanței, ci a eficienței pe care au, a interacțiunii pe care au cu cetățenii. Prin urmare, sunt opinii și de un fel și de altul. Discuția este încă în derulare, dar știu că depinde într-o măsură covârșitoare de reacția PNL-ului. Ceea ce am văzut până acum de partea PNL-ului a fost o light motiv, dacă vreți. Noi nu intrăm la guvernare cu PSD-ul. Este și un istoric, dacă vreți, foarte recent, de care să ținem cont. Nu poți ca atâta vreme să vorbești într-un mod, poate uneori nedrept, despre un partid, oricare este el, după care, ca și cum lucrurile nasc precum albă ca zăpada, să vii și să spui: noi suntem cei mai buni și vrem sprijinul vostru politic în Parlament. Cred că lucrurile trebuie să fie privite în toate dimensiunile. Vă întrebam și pentru că astăzi, nu știu dacă ați apucat să vedeți, grupul Avangarda a dat publicității un sondaj realizat chiar după această criză politică. Cum vedeți rezultatele? 40% Partidul Social Democrat. Se confirmă cu rezultatele pe care le aveți în interior? Sigur, trebuie să vedem lucrurile în dinamica lor. Este oarecum natural să primim cuantificări a unor senzații pe care le avem fiecare dintre noi. PSD-ul a venit cu propuneri, a venit cu soluții și a venit cu oameni care au adus în față o serie de propuneri, eu aș spune, foarte coerente, foarte logice și poate mai puțin politice, mai degrabă administrative, de a rezolva această situație. România, în esență, este, până la urmă, structurată într-o formă piramidală. Jumătatea inferioară a acestei piramide, care este cea mai mare, este formată din oameni din clasa medie și din clasa pauperă în acest moment, din cauza prețurilor care au explodat. Și această populație vede foarte clar că pe vremea guvernării PSD-iste anterioare, cu bunele și cu relele care au fost la vremea respectivă, nivelul de trai a fost cel puțin conservat. Ei, acest lucru se va regăsi fără îndoială într-o expresie a unui vot sau unor sondaje pe care le vedem astăzi, care au gradul lor de relativitate. Uneori apare și un vot negativ când se exprimă o opinie sau o opțiune, dar fără nicio îndoială că trendul ascendent al PSD-ului este cel pe care îl vedeți, în egală măsură, cum ați văzut cu siguranță în acest sondaj, scăderea abruptă a celor care sunt la putere, fie la nivel de partid, fie la nivel individual, ca o dovadă foarte clară de sancțiune din partea electoratului. Eu din acest sondaj înțeleg că România acreditează ideea ca Partidul Social Democrat să preia guvernarea în acest moment. Văd în PSD o soluție la criza politică. Greșesc? Da. Nu greșit. Este adevărat acest lucru. Cred că mulți dintre ei, poate nu la modul sistematic, dar au văzut în emisiune cele deja celebre 10 propuneri cu care Partidul Social Democrat a venit în față, tocmai în ideea de a arăta că rezolvarea problemei actuale este susținerea părții care are nevoie în acest moment de susținere, fie că este financiară, fie că este de natură umană, fie că este de natura suportului legat de trecerea prin pandemie. PSD-ul vine cu un istoric de suport social. Până la urmă și denumirea partidului este cu asemenea conotație care trebuie remarcată și oamenii, că sunt pensionari, că sunt bugetari, că sunt părinți de copii, se regăsesc în acele 10 propuneri pe care PSD-ul le-a pus în față chiar la începutul acestor negocieri cu premierul desemnat Ciucă, însă la care se pare că nu există niciun fel de reacție. Nu poate PSD-ul să intre în niciun soi de
combinație politică, în sensul bun al cuvântului, dacă aceste măsuri importante nu sunt asumate în integralitatea lor și cu termene foarte clare.